Dumnezeu să primească lauda noastră înaintea Lui. Vă salut și eu, numele Domnului, din partea Bisericii Baptiste Metanoia din Arad, unde slujesc cu cuvântul, predicarea cuvântului, deși locuiesc în Timișoara. Am acceptat să ajut această biserică, să fiu parte a ei de curând. Primiți salutul acestei biserici, primiți salutările colegilor profesori de la școlile unde slujesc ca dascăl. N-a fost în programul nostru să venim la voi, dar a fost în providența lui Dumnezeu. Mulțumim, frate Mincea, fraților care sunteți partea conducerii bisericii, că ne-ați primit. Am venit trei păstori. Era să zic trei crai, dar nu prea arăta. Se aude bine cu microfonul acesta sau a dorit să schimb? E ok? Da. Uitați cum am gândit pentru partea aceasta care ne-a mai rămas din sărbătoarea aceasta frumoasă a bisericii. Câte ceva totuși de ce suntem aici, nu? Ar trebui să spunem. Eu sunt într-o vizită prin Canada, invitat de biserica din Kitchener, unde a avut loc un program de educație, de învățătură, care s-a finalizat și am fost și o parte a acestui program cu câteva cursuri. Am fost invitat de biserică și de păstor bisericii, care e Arcisas. Împreună cu noi a venit și Dani, care este și el parte a slujitorilor bisericii acestea, ca păstor. De aici eu am să plec marți, dacă Domnul îngăduie, în Statele Unite, la Seattle și apoi la Nashville și spre casă. Cu un program foarte intens de învățătură, predicare în toată această perioadă. Și, evident, să-mi văd doi dintre copiii pe care am stabiliți la Nashville, în Tennessee, și cei șapte nepoți care îmi sunt în Tennessee, acolo la Nashville. Pe două dintre ultimele nepoate nu le-am văzut. Așa că va fi ceva special pentru mine. Am doi copii, un copil, Titus, are cinci copii, am cinci nepoți de la el și Tania. Și ea are două fetițe și mai am încă o nepoțică în România, așa că am opt nepoți. Și e doar începutul, se pare. Știi cum se zice în Ardeal? Foită bună! abia aștept să văd nepoții și copiii. Am să vă cânt o cântare întâi. Claudia a dispărut. Vine imediat. Uitați ce ne-am gândit dimineața aceasta și pe ideea că Duhul lui Dumnezeu e spontan. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi programat. El ne programează pe noi, nu-i așa? Și de aceea l-am invitat și pe fratele Orci, prietenul meu, că ca să avem un fel de dialog-mesaj pentru biserică legat de tema aceasta. Legat de rolul mamei în familie, ce putem învăța de la o mamă creștină. Asta va fi subiectul nostru. Eu am să fac o introducere și apoi, cât timp va permite, vom merge pe câteva linii ca să, legate de Sfânta Scriptură, în primul rând, ca să învățăm. Și voi vreți să fiți mame mai bine de cum sunteți și noi să ne amintim de cine au fost mamele noastre. Mama mea a fost o femeie foarte credincioasă. Ea a murit acum 2 ani de zile. A trăit 80 de ani. Cu adevărat mi-a implementat credința în inimă de mic. Îmi amintesc foarte clar de primele slujiri ale mele într-o biserică de țară cu pământ pe jos, cu o era camera unei, din casa unei mătuși de-ale mele, care a cedat o cameră cu pământ, zic, pe jos,
o masă, un scaun și trei lavițe, așa, într-o parte, trei într-alta, fără spătar. Și biserica mai avea ceva, un tablou pe un perete cu textul, renumit un text care totdeauna m-a speriat când îl citeam, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Acum mi-a devenit drag. Dar atunci asta, așa, îl citeam mai speriat. Atunci mi s-a imprimat credința. Recitam poezii, începusem să cânt și cu sora mea. Și așa, an de an, mama a fost foarte perseverentă. A știut cum să procedeze, cum să ne facă drag de a iubi biserica, de a iubi cântarea, a iubi cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-amintesc de asemenea că ne-am mutat, nu tot atunci la țară, eu m-am născut lângă Satul Mare. Și ne-a vizitat un predicator de la Satul Mare, un frate mai în vârstă, cred că Sigatău îl chema, care ne-a adus un cal din bronz. Vedeți ce memorie. Dar el la masă, acolo, la duminica la amiaz, și în timpul supei, duminica la amiaz trebuia să fie super picăină cu tăinței. Așa. Se era regula an de zile. El stă de vorbă așa cu cei de acolo și intră în dialog cu mine și mă întreabă câteva lucruri din Biblie. Eu deja jucasem jocuri pe texte biblice. Am întrebat mama de cutare din Biblie și memoram. Și el mă pune la tot felul de teste, printre care și cum îl chema pe tatăl fiilor lui Zebedei. Zebedei. Așa. Și după ce dialogăm puțin, nu pot să uit momentul acela. S-a uitat fix la mine, a arătat cu degetul spre mine și a spus, mamei, acest băiat a devenit predicator. Și am devenit. Aveam câțiva anișori atunci. Dar vedeți, am aproape 60 de ani și n-am uitat să fie o prorocie oare. Să fie. Dar cu timpul nu mi-am putut să îmi scot din minte acest moment. Mama, zic, a participat la viața mea, la maturizarea mea spirituală. Tatăl nu. Tatăl a fost un pătimaș al alcoolului și a fost greu, o rușine. Vedeam două tipuri de vieți în casa mea. Cineva care se ruga tot timpul, mama se ruga mereu. Asta a fost secretul vieții ei. Și tata care ne făcea rușine. Până la urmă, Domnul s-a îndurat și de sufletul lui și cu 2 ani înainte de a muri și-a schimbat viața. A fost schimbat. E extraordinar. Am văzut o regenerare efectivă a ființei unei persoane sub ochii mei, tatăl meu. Cred că și urmarea rugăciunilor mamei, care era o femeie relativă. Veneam de la școală și intram în curte, eram la școala generală și o auzeam pe mama de afară rugându-se deseori în cameră. Aveam o cameră separată. Se închidea acolo și se ruga cu voce tare. Totdeauna cu voce tare. Și eu știam că atunci când mama se roagă cu voce tare, avem probleme. Și intram în casă, tiptil, puneam toate lucrurile la loc și așteptam până ea termina rugăciunea. Simțeam cu ea. Empatizam cu ea. Pentru că știam că suferă. Eu era o mamă și o soție luptătoare, dar pe genunchi. Și am învățat de la ea acest principiu al rugăciunii, această regulă a rugăciunii. Și să știți că am trecut prin încercări mari în viață, mi-am pierdut prima soție în 2005, într-un accident de mașină.
a murit chiar în America, Tennessee, am îngropat-o în Atlanta. Cu ea am avut 6 copii, 25 de ani de căsnicie, foarte grea, cea mai grea lovitură în viață. Dar când am primit această grea încercare din partea Domnului, știți, indiferent câte teologie știi și învățam eu pe alții, când ție ți se întâmplă, totul ia o altă formă. Și nu prea știi ce să faci atunci. Faci ceea ce știi mai bine să faci. Faci ce erai obișnuit să faci. Și eu învățasem de la mamă atunci când trec prin cele mai mari încercări. Și atunci aveam 48 de ani când a murit soția. Ce-am făcut? Ce-am văzut-o pe ea făcând? M-am dus, m-am închis într-o cameră și eu m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnul să mă ajute să trec prin încercarea aia. La nici o oră de când a primit vestea, într-o casă străină undeva. Foarte greu, dar cred că mi-a dat putere acel moment. Era ca o regulă, ca ceva învățat, repetat în viață, că nu știi ce să faci atunci. Faci ce știi mai bine să faci. Dacă în toată viața ai înjurat când ți-a fost greu și ai dat vina pe alții când ți-a fost greu, așa vei face și când va veni cea mai mare încercare peste tine. Dar dacă toată viața ai mulțumit lui Dumnezeu și te-ai încrezut în El, da? Și ai dat creditul lui Dumnezeu, când va veni cea mai grea încercare, asta vei face. Și asta m-a învățat mama, să lupt prin rugăciune. Am murit acum 2 ani. Mi-amintesc că cu vreo 10 ani înainte, avea vreo 70 atunci, mi-a spus: auzi, Emil, eu, zice, în viață m-am rugat Domnului 3 lucruri. Când voi ajunge bătrân? Eu eram jenat, mamă, nu discutăm astfel de lucruri. Nu, zice. Și vedeți, mi-a rămas în memorie. M-am rugat Domnului 3 lucruri. Întâi, m-am rugat Domnului ca la bătrânețe să nu fiu povară pe nimeni. Și Dumnezeu a ajutat-o. Deși a suferit în ultimul an, a avut metastaze osoase, cancer, dar n-a fost povară pe noi, din potrivă, până la 79 de ani s-a descurcat singur. Al doilea lucru, zice, pentru care a rugat în viață, a fost să n-am dureri mari la bătrânețe. Și Dumnezeu a ajutat. Până nici două luni, a avut dureri, nu știa de ce, era cancer. Când după ce s-a descoperit, a mai trăit aproape un an și n-a mai avut dureri. Uimitor. Știți că metastazele osoase sunt cele mai dureroase. N-a durut-o nimic până în ultima zi. Medicii se mirau. Cum zice? Și nu a primit injecții, morfină. Și al treilea lucru, zicea Emil, m-am rugat Domnului ca până la sfârșit să am mintea întreagă. Să fiu lucidă. Să am mintea sănătoasă. Și Dumnezeu a ajutat. A ascultat. Cu 2 ore înainte de a trece din viața aceasta, am vizitat-o, eram în drum spre o evangelizare în țară, iar pe la ora de atunci. Ca să vedeți și detaliul acesta al providenței lui Dumnezeu, mi-am propus să merg la Dej, unde urma să predic seara aceea, să merg pe la Deva, la Turda. Era mai scurt. Când ajung la intersecție, la stop. Mă opresc, era roșu, în dreapta, înainte mergeam spre Deva, în stânga o luam spre Oradea. Și n-am știut, n-am raționat, m-am trezit că trag de volan în stânga și spre Oradea. Dacă nu făceam
nu mai prindeam în viață. Am întors spre stânga și m-am dus la Oradea și am sunat-o de pe drum. Ea era îngrijită de o familie în partea mea. Și mi-a spus, mami, uite, vin să te văd. Mi-am propus mâine să vin, dar vin acum. Am ajuns la ea, când am văzut-o, am știut că e ultima dată când o văd. Arăta foarte slăbită, dar mă aștepta. Am stat o oră cu ea, știind că e ultima mea întâlnire cu ea. Am plâns. Când am văzut-o, am plâns, așa cum o vedeți. Dar o oră i-am spus tot ce a însemnat ea pentru mine. Niciodată nu i-am spus atâtea, o singură dată. Mi-am luat copilăria, am trecut la adolescență, la maturitate și am spus tot ce a însemnat ea pentru mine. Cum a intervenit, cum a ajutat, ce mult a însemnat ea. După o oră trebuia să plec la evanghelizare, am rugat pe ea. I-am sărutat mâna, am tras perdele și am plecat. După două ore a murit. N-am mai vorbit nimic după ce a discutat cu mine. Era lucidă. Știa tot ce vorbesc. Îmi răspundea uimitor. S-a rugat trei lucruri și Dumnezeu a ascultat-o. Îndrăzniți și voi. Eu am să îndrăznesc. Deja asta cu să-mi țină Domnul mintea întreagă până la sfârșit e destul de des. Mă rog foarte des pentru asta. Și pentru ca să pot împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu claritate. Dar vedeți, sunt niște lecții în viață pe care nu ți le dă nimeni decât mama. Dacă este o mamă credincioasă. Mamele toate își iubesc copiii. Că sunt mai multe, uneori e sincope, posibil, dar inima mamei nu se poate înlocui, schimba, compara cu nimic. Și asta este. Și în timp ce veneam aici, am predică, dacă vreți să o țin, așa, în trei puncte. Dar am zis că mai bine vă împărtășesc lucruri și o să le vin și pe prietenul meu, Ioan și Sălina. Dar așa să făcut o cântare, a venit totul. Da? Mulțumesc. Am repetat deja cu el. Știa cântarea din prima. Sunt uimit. Nu știu dacă unii o să o recunoașteți. De la mama mea am învățat-o. N-am mai auzit-o cântată decât foarte rar, aici acolo. Și spune despre relația pe care o are un credincios cu mama și Biblia. Și exact asta s-a întâmplat cu mine, să știți. Eu am să spun, eu am trăit cu Biblia în mână, așa să zic, din cauza mamei. Tare mult iubea Scriptura și mi-a imprimat și mie această dragoste. Da. Trebuie să găsesc, iartă-mă, Claudiu, dar ai plecat de aici mai repede. iPad-ul nu mă ascultă totdeauna. Am găsit. Din cuvântul lui
lacrima-mi curgea, iadul eu mă sărta și-mi spunea că și pentru mine ar da. Scumpă carte, sfântă carte, ți-le veți în lacrima eu le citesc. Cum merg pe calea crucii, ești mai dulce zi de zi, în generație, la care participă, iată, bunica, mama. Astăzi, acest verset, și nu numai acesta, trebuie să fie mai bine cântărit, trăit. Pentru că, vedeți, respectul față de părinți dispare. Ați participat, probabil, și la cazul acesta, Bonariu, ați văzut cum unii pun problema. Sunt state în care copiii sunt considerați proprietatea statului. Ei, statul vrea să educe copiii. Uitați-vă la impactul tehnicii astăzi. Copiii nu mai stau pe lângă părinți să fie învățați. Stau pe internet. Internetul devine o mică mamă, tată. Nu mai este perioada aceea care te duci cu tatăl la, să lucrezi lemnul sau stai cu mama la bucătărie să înveți să gătești. De asemenea, avem etica aceasta relativă care ne termină la toate nivelurile și la școală și la, în familie și chiar și în biserică. Chiar și psihologia, să știți, citeam de acuza psihologiei că toate relele care sunt pe pământ sunt o moștenire genetică. Adică
vina sunt părinții, sunt bunicii. Încearcă să se mute toată problema vinovăției spre moștenire genetică și nu pe păcatul omului pe care îl face, îl alege pe, pe ființă care conștientă de sine și care, care decide singură. De aceea văd rolul acesta al părinților foarte diminuat și mai ales rolul mamelor. Pavel, cred că punctează ceva. M-am gândit oare ce am putea astăzi învăța sau ce am putea transmite mai departe la mamele noastre. Și primul gând care mie mi-a venit este că pe mame, de la mame înveți detaliile. Asta am apreciat și la mama mea și la soția mea și la alte mame, detaliile. Mamele se ocupă de detaliile vieții, poate că bărbații noi nu suntem, nu avem ochi pentru ele, dar detaliile ne-au făcut viața. Știți, munca aceea brută, zilnică, de rutină, pe care o face o mamă cu copiii și cu soții, evident, e trecută prea ușor cu vederea. Aproape nu o vezi, o iei ca un dat, ca un lucru de apucat. Detaliile vieții struse de mamă. De aceea merită respect mai mult decât ar trebui să o facem. Acum, pentru mine e târziu, încă tu, mama ta trăiește și mamele voastre al multora trăiesc. V-aș încuraja să vă uitați la detalii. Detaliile pe care le face, le trăiește o mamă. Ești de acord cu această observație a mea? Mama a fost o femeie puțin diferită decât multe alte femei, este de fapt o femeie puțin diferită decât alte femei, alte mame. Sigur, este o mamă bună, am avut o mamă bună, am avut părinți extraordinari și mama și tata. Mama mea este o mamă bună și foarte, foarte fermă. Nu prea am avut ocazia să mai cunosc un om atât de ferm ca mama. Asta face diferența între modul în care am crescut eu în familie și ceea ce este foarte răspândit astăzi și filozofia, de fapt, care încearcă să se impună, în sensul că mama a reușit să-mi traseze foarte, foarte clar gardurile în viață. Mm-hmm. Au fost câteva lucruri nenegociabile pentru ea, în ceea ce mă privește pe mine. Am trăit într-o familie simplă, oameni fără multă școală, într-o biserică foarte conservatoare spre legalistă, oameni simpli, credința la început, puține permisivități și foarte multe restrânge, dar mă aduc aminte multe când eram copil, dacă tot vorbim, mi-aduce aminte despre mama. Câteva lucruri pe care mama nu mi le-a acceptat în viață. Primul lucru, îmi spunea, știu cât poți, până în clasa 4, de exemplu, inclusiv, nu accepta să vin cu 9 acasă. Mâncam bătaie, grupa mare. Nu, asta nu se spune, mâncai bătaie. Ai fost pedepsit. Eram pedepsit. Nu știu, carată și legea pe și mâncam bătaie. Vedeți că anumite legi pot lucra retrospectiv. Retroactiv. După aia, repet, biserică, tata slujitor, de când îl știu, tata era exact opusul mamei, în sensul că nu l-am văzut nervos niciodată în viața mea. Și n-a avut, nu s-a certat cu nimeni și n-a avut niciun dușman. Unic
ai avut har să-L cunoști, spune, ai avut har să-L cunoști și toți cei care l-au întâlnit a fost un har să-L cunoască pe tata, mama, foarte fermă. N-avem voie să lipsesc de la antrenamentele de la handbal. Mă bătea. Deci, în biserică, cum să zic, era, n-aveai voie să atingi mingea, asta era învățătura, da? Și mama mă bătea dacă nu mergeam la handbal. A înțeles iar niște lucruri pentru copiii ei. Și mai aveam încă un gar. N-aveam voie să ies din biserică niciodată. Amin. Și știți că deodată începea biserica la 9 și când era cina Domnului se termina la 2. 5 ore de biserică. Câteodată, copil de 5-6 ani. Da. Te întrerup pentru că am aici un citat al mamei lui John și Charles Wesley, care au fost oameni deosebiți, frați, erau mulți, nu știu, 12, câți erau în familie, toți au făcut școală și John Wesley pomenește într-o scrisoare de-a lui, într-o scriere de-a lui, următoarea afirmație a mamei. Ce sfat le dădea mama? Adu-ți aminte că orice face ca trupul să aibă autoritate asupra minții este un lucru rău. Asta e un principiu extraordinar. Și îți mai dau câteva principii, mi-am notat și eu, unul pe care l-am totdeauna l-am prins de la mama. Mănâncă tot din farfurie și adu-ți aminte de copiii somalezi, înfometați din lume. Nu, asta nu să spun. Ai grijă cum te porți, mereu auzeam asta, și nu uita să mulțumești. Să spui mulțumesc. Simplu, te-a învățat să fii mulțumitor lui Dumnezeu, oriunde te duci. Îmi amintesc, de asemenea, eu am avut o soră. A murit de carcer la 25 de ani. Era, creștea și ea, era adolescentă și spunea ceva de genul ai grijă cum te îmbraci, nu fă publicitate la ceva ce nu e de vânzare. Am repetat asta și fetelor mele, eu am avut 4. Vedeți? Principii de viață. Te rog, continuă. Eu aș anunța un singur principiu, apropo, okay. Aș trece puțin de la aspectul ăsta personal, legat de modul în care am văzut amprenta pe care mama și-a pus asupra mea, se potrivește bine unui principiu la care țin. Și anume, noi învățăm pe alții ceea ce știm, dar reproducem în alții ceea ce suntem. Aici, asta e ecuația, asta e mentalitatea și aici găsim principiile fermierului. Educația, modul în care mama a lucrat în viața mea și în viața fraților mei, suntem 5 frați, nu mai am frate și 3 surori, am văzut că este un efort constant, concentrat, cu consecvență. Nu au fost așa evenimente sporadice. Ici și cum mama și-a adus aminte de mine și mai spunea, ar fi bine să... A fost consecvență, a fost gândit dinainte, educația pe care i-am dat, modul în care am încercat să-mi formeze caracterul, gândirea, a fost un proces continuu și cu efort. Este exact ceea ce am regăsit în citind ulterior, nu? Punem mai filosofic, principiile fermierului. Nu poți să culegi decât ceea ce semeni. Nu poți să culegi decât ceea ce semeni. Al doilea principiu este fiecare lucru își are vremea lui. Este o vreme a semănatului pentru ca la vremea potrivită să fie o vreme a seceratului.
Și încă un principiu pe care îl enunț și acestea sunt lucrurile pe care am pus să le lasem. Începe cu puțin. Începe cu puțin. Nu putem să-i învățăm pe copiii noștri totul dintr-o dată. Punem o sămânță și vor ieși 10. Din acelea 10 mai luăm 2 semințe, punem și vor ieși 100. Adică educația, formarea copilului este un proces, un proces care crește exponențial, sigur. Nu matematic, exponențial. Investim în copil, vom avea rezultate exponențiale, este o binecuvântare. Dar munca de educație a părintelui este un proces conștient, constant, consecvent, conștient, așa cum am spus, și cu efort. Cu efort. Și la vremea potrivită va veni și bucuria. Foarte bun. Citim textul din 2 Timotei 1 cu 5, acolo apare expresia credință neprefăcută. Știu că asta s-a sădit în tine. Cred că mamele noastre au avut ceva în comun, pe lângă autoritate, că și-a dat. Erau de erau, da, amândoi erau din zona Bistrițe, da. La 10 km s-au născut una de altă. Cine știe, vezi? E, și la ele este o moștenire. Dacă dacă sunt neamuri. La amândouă observ însă altceva. O cunosc pe mama ta și prin comparație exact ce spune Pavel aici. Noi am crescut într-o credință sau cu o credință neprefăcută. Cuvântul neprefăcut în greacă acolo este anhipocriton. Deci neipocrită. Credință neipocrită. Și mi-am amintit că în America s-a făcut o statistică acum câțiva ani. Peste 50%, 53-57, nu mai țin minte exact procentul, dintre copiii care au părăsit biserica, deși au crescut în biserica evanghelică, și au plecat, peste 50% au plecat din pricina ipocriziei părinților. Pentru că părinții cereau una, ei făceau alta. Și copiii văd. La mama n-am văzut așa ceva. Urat ipocrizia, fățărnicia. N-am văzut-o niciodată că se preface că e credincioasă. Era pe față. Vede foarte ușor, la un om cinstit pe față, vezi ușor că nu are de gând să te păcălească, nu joacă dublu. E transparent. Oamenii transparenți, onești, își arată și punctele slabe și vulnerabilitățile. Dar cel puțin te încrezi în ei, te duci cu ei în lucrare, pentru că știi că sunt onești. Da, toți suntem slabi. Dar e foarte greu să lucrezi cu cineva fățarnic, ipocrit. Eu nu pot. În casa mea n-a existat, din partea mamei cel puțin, a existat prefăcătoria aceasta. Și asta spune Pavel, ai moștenit o credință neprefăcută, dragi mame. Luați acest cuvânt în serios. Știu că e greu să arăți uneori ce n-ai vrea să vadă celălalt sau ascunzi ce n-ai vrea să vadă. Dar copiii noștri ne citesc foarte bine. Copiii așa și la câțiva anișori, 5, 6, 7, deja ei văd, analizează. Odată trebuie să ne cerem iertare de la un băiat de-al nostru. Pentru că diriginta a sunat acasă și copilul vostru, nu știu ce, a luat de la cineva. A făcut ceva rău. Și eu cu mama lui, cu soția, ne-am dus direct la copil. Pe el. Dă-ne, fără de rușine. Dă-ne. Copilul stătea, ne asculta și lăcrima. Nu i-am dat nicio șansă. Nu l-am întrebat nimic. Direct. Pe baza unui telefon. Noi ne terminăm pledoaria, atacurile,
prieten, dar el spune că tata nu i-a fost, a fost colegul meu de bancă. Dintr-o dată am căzut. Acum, dacă era ipocrit, mergeai mai departe, căutai nu știu ceva, de tu să ieși bine. Mi-am dat seama amândoi de greșeala pe care am făcut-o. Și mi-am întors la copii. Ne-am cerut iertare. Ca să păstrăm onestitatea în familie. Puteți să jonglezi. Asta facem noi, vedeți? Chiar și în biserici. De aceea nu suntem total deschiși, transparenți. Și Dumnezeu nu poate lucra cu oameni ipocriți. Nici copiii noștri. Mai târziu, unii vor face ce am făcut noi, sau, nu, pozitiv, vor face exact ce am făcut noi bun. Și vor trăi transparenți. Eu nu le-am cerut copiilor mei să se boteze, să devină creștini. Am eșec, să știți, din două fete, cu două fete am încă probleme. Deși au primit botezul, dar de la sine, adică ele au cerut. Ceilalți au rămas în credință, bine, sunt implicați în biserică, dar cu toate acestea am vrut în casa mea să fie onestitate, să nu fie presiune, da? Să știu că ei au luat decizia din convingere, nu din obligație. Da, pot fi eșecuri, dar cel puțin nu pot fi acuzat. Eu nu pot fi acuzat de ipocrizie sau de forțare, nu? Ca să arate imaginea mea și a familiei mele să arate mai bine. Nu, arată bine imaginea familiei tale când este transparență, onestitate, vulnerabilitate, da? Și toți care intră în casa ta și să te cunoască și pe tăi, să zică, da, aici e un duc de libertate. Aici nu se ascund lucrurile. Și asta, zic, pornește din familie. Pe lângă binecuvântarea asta de a avea delimitate foarte clar gardurile, care m-au protejat mult în firea mea sălbatică de copil, mă apreciez încă două lucruri extraordinare la mama. Apropo, poi mâine o să o întâlnesc, nu știi că mă duc. Pentru prima dată în viață îi fac surpriză, mă duc fără să știe. Și-a respectat soțul, a respectat pe tata. Și s-a luptat pentru copii. N-am întâlnit mamă să se lupte așa pe față pentru copii. În ciuda faptului că era foarte severă cu noi, aici era grea. Uneori mă miram, de ce așa severă cu mine? Și pe de altă parte vedeam cât de ca o leoaică era pentru noi. Și am să vă spun așa într-o jumătate de minut, cum am văzut și respectul pentru tata și lupta pentru mine, pentru frații mei. În urmă cu 4 ani, tata a plecat, iar fratele meu l-a predicat la mormântare la tata. Până în zilele plecării m-am consultat cu tata în cel mai mic detaliu, un om foarte înțelept. A fost în Biserica Maghiară din Bechnean. Și după ce am murit tata, din instinct, trebuia să iau o decizie majoră. Mă frământa și îmi lipsea că nu aveam cu cine să mă consult. Și am pus mâna pe telefon și am sunat pe mama. Tata era plecat de 2 ani. Și îi spun, mamă, dă-mi pe tata. Din instinct, nici n-am știut ce zic. Și i-a tăcut. Și am zis, vreau să vorbesc cu el, trebuie să mă consult, cum am făcut întotdeauna. Și l-am înțeleat, că zice, Ion, și așa am zis, Ion, și nimic. Nu știu ungurește, 10 cuvinte știu, deci să nu veniți să vorbim în ungurește, că nu vezi ce. Tata vorbea perfect și română și maghiară. Mama e multă. Și zice, spune-mi sincer, știi ce ți-ar fi spus taică-tău acum? Ce ți-ar fi răspuns la întrebările pe care le-ai avut?
Am zis, da, tot e și pe așa. Tot e și pe așa. Mi-am dat seama că l-a respectat și pe tata în fața mea și mi-a mai acordat încă o dată încredere. Cum zicea ea, știu ce am crescut. Și 10 secunde. Nu o să uit niciodată când pe vremea trecută, știți că erau 10 locuri pentru copii să meargă în tabără, la mare, în vacanță. Și mergeau în ordinea mediilor. Și mama a zis, băiatul meu, că pe Pocăciuștiu meteau copiii în tabără, m-au zis, copilul meu merge la mare. Și s-a dus și m-a scris pe tabelă. Mă încadram în ordinea mediilor, dar directoarea, prietenă cu CC-ul, nu te-a de pe listă. Așa rușine mi-a fost când a doua zi am văzut-o pe mama venind furioasă la școală, cu poșeta în gât, acum atunci, așa, seca, așa, geantă medie. Care mi-e locul directoare? Eu întreba pe secretară. S-a dus peste ea ca o leoaică, a trântit poșeta pe masa directoare și a zis, arată-mi ordinea mediilor. Am crezut că leșul de rușine acolo. Nu stai să chinzi, nu știu ce. Și a zis, eu văd că fiul meu se încadrează să meargă la mare, va merge la mare. Și m-am dus la mare. Da, o luptătoare, într-adevăr. Cam asta vreau să vă spunem. Cele mai bune predici sunt în viață. Căutați-mi o ilustrație și am găsit-o aici. E vorba de 4 profesori de teologie. Discutau despre care e cea mai bună versiune de Biblie tradusă. Și unul zicea că cea mai bună versiune e cea veche. Altul, pentru că păstrează limbajul mai simplu, altul că cea mai bună traducere este noua traducere, noua generație. Un altul că cea mai bună traducere este traducerea dinamică. Și al patrulea spune, eu cred că cea mai bună traducere e traducerea mamei mele. Ce? Au spus ceilalți. Și ce vrei să spui? Și el a răspuns. Mama, au întrebat, mama ta a tradus Biblia? Da, zice, a tradus-o. Fiecare pagină a Bibliei a tradus-o în viața ei. E cea mai bună traducere pe care am întâlnit-o. Fiecare pagină a Bibliei a tradus-o în viața ei. Aceasta vă dorim și vouă, dragi mame. Transmiteți mai departe gândurile noastre, v-ați ce-a fost bun și ziditor. Un scurt cuvânt pentru, în mod special pentru cei care locuim pe aici, prin Canada, pentru o vreme și avem mama în România, poate, sau pe undeva. Vreau să... Este a doua când vă întâlnesc aici, în biserică, am mai fost tot cu fratele Emil în urmă câțiva ani. Deci nu mă știți bine și totuși am întâria să fac o mărturisire înaintea voastră. Am venit în Canada urmă cu 10 ani, când am început slujirea, lucrarea la RCF în Kitchener. Atât de prins am fost de lucrare, încât pentru o vreme am sunat părinții odată la 2-3 săptămâni. Începutul unei biserici, luate de la zero, nu e simplu. M-am investit cu tot ce am știut mai bun cu biserica asta. Și trebuie să recunosc că pentru o vreme am făcut prioritară relația cu familia extinsă, relația cu părinții mei. Și la un moment dat, călătoresc de, cam de 2 ori pe an în România, fiind profesor și în București, la ITP. Și pregătindu-mă să plec, o întreb pe mama, ce aștepți? Ce pot să fac pentru tine? Ce să-ți duc? Și ea mi-a spus,
așa, în sinceritatea e debordantă, ea n-are cum să spună altceva decât gândește. Și am spune direct, știi ce să-mi aduci? Adu-te pe tine și sună-mă mai des. Și când am ajuns, am întrebat-o, ce mi-a spus lucrurile așa direct? O zis, cel mai bun lucru care mi se întâmplă la vârsta mea, deci am de toate, sunt liniștită, ați avut grijă și eu am avut grijă la... A fost o femeie care tot timpul a gândit dinainte lucrurile, a programat financiar bine, casa, administrat bine. Nu lipsește nimic. Zice, știi care e cea mai mare bucurie pe care am acum? Când îmi sună telefonul. Tot ce mai îmi doresc de la viață e să vă văd pe voi. Sună-mă mai des. Și atunci m-am pocăit. Și mi-am făcut obiceiul ca cel mult o dată la 3 zile să sun. Pentru voi, dragii mei, care aveți părinți în țară, nu dublarii pe care am putea trimite, îi fac fericiți pe părinții noștri. Că le sună telefonul, că ne aud gura. Așa zicea, vrea să-ți aud gura. Nu cred că e corect să spunem că iubim pe Domnul, respectăm pe Domnul, dar nu ne respectăm părinții. Asta e ecuația în echilibru. Și încă ceva. Cu nimic nu ne vor respecta mai mult copiii noștri pe noi, decât am respectat noi pe părinții noștri. Să ne binecuvântăm părinții și noi vom fi părinți binecuvântați atunci. Aș sugera, Mircea, ca Dani să încheie cu rugăciune dimineața aceasta. Ne ridicăm cu toții. Închinăm și îți mulțumim, Tatăl nostru. Am fost binecuvântați și onorați să fim în prezența Ta în locul acesta, Doamne, să fim la închinare și îți mulțumim că ai ascultat rugăciunile noastre, credem în lucrul acesta, Doamne. Mulțumim frumos pentru pastorul acesta când ne deschizi Scripturile, Doamne, mulțumim frumos pentru mamele noastre. Doamne, mulțumim că ne-ai binecuvântat și Te cunoaștem pe Tine astăzi pentru că au fost în rugăciune înaintea Ta, Doamne, și ne-au purtat pe brațe de rugăciune. Mulțumim și Te rugăm să le binecuvânți pe cei care mai au mame astăzi. Doamne, am vrea să înțelegem ordinea pe care ai pus-o, Doamne, și să,